Salut, dragi cititori, numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu Buchinista 08. E paradoxal că filmez un clip despre cărți de vacanță stând în casă, acasă, la mine, dar din păcate canicula este mult prea mult pentru mine în perioada asta și m-am refugiat la răcoare cu o cafea cu gheață și am zis totuși să vă povestesc despre câteva cărți ceva mai puțin cunoscute pe care le-aș recomanda eu în funcție de tipul de vacanță pe care o veți avea. Și acum o să mai explic puțin, pentru că există și ceva ce se numește staycation, adică o vacanță, un concediu în care doar rămâi acasă și te relaxezi. 2 săptămâni, 3 săptămâni, 1 săptămână, nu contează cât timp, dar poate vrei să rămâi acasă, poate nu ai încotro și rămâi acasă, că, na, trăim vremuri grele financiar vorbind. Așa că eu m-am gândit la câteva tipuri mari de vacanțe pe care oamenii și le iau de obicei vara și, să fiu sincer, am ales cărți care nu sunt atât de greoaie sau deprimante neapărat. Sunt și câteva titluri care vă vor pune mintea la încercare, sper eu cel puțin, dar în general sunt mai ușurele și bune de citit într-o vacanță, indiferent unde o petreceți. Așa că o să beau puțină cafea și să trecem direct la treabă. Prima dată m-am gândit la un loc cu multă apă. Asta poate însemna la mare, pe malul oceanului, dacă aveți noroc, sau, de ce nu, la piscină, pe malul unui lac, oriunde este o întindere mare, mare de apă. Și unde este o întindere mare de apă înseamnă că se va petrece și niște plajă, poate, sau stat sub umbreluță la umbră. Relaxare totală, da? Și am căutat câteva cărți, dintre cele, evident, pe care le-am citit eu până acum, pe care aș putea să vi le recomand pentru astfel de vacanță și, să fiu sinceră, primul titlu la care m-am gândit este Insula Tokyo de Natsuo Kirino, undeva în partea asta. O să vedeți coperta pe ecran. Insula Tokyo este o poveste despre un naufragiu. Sună promițător în ghilimele, da? Dar nu vă speriați, nu este o poveste atât de greu de digerat. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că e ca un studiu de caz, e un studiu de caracter, e o carte ceva mai lentă, însă mie mi-a dat destul de multe de gândit. Un naufragiu, un echipaj japonez naufragiază pe o insulă pustie și din tot acest echipaj există o singură femeie care este soția medicului, parcă, medicul din echipaj. Numai că la ceva timp după ce ei au naufragiat pe această insulă, soțul ei moare și femeia rămâne singură. Este singura femeie cu o droaie de bărbați. Vă dați seama că în aceste situații este foarte greu de menținut regulile societății și structura pe care o știm într-un mediu obișnuit. Și se întâmplă diverse lucruri. Această femeie, culmea, este o carte cu iz feminist, dar nu numai asta. Femeia își descoperă și anumite puteri pe care le poate exercita asupra bărbaților din jurul ei, deși nu este femeie fatală sub nicio formă, dar își descoperă această latură. Dar există și reversul medaliei, când, evident, se află practic la mila bărbaților din jurul ei. O carte super interesantă. Evident, acțiunea se petrece pe o insulă, pe plajă, cu multă apă împrejur. Și este așa lentă, dar și un pic sufocantă, dar având acest pas mai încet, poate fi parcursă foarte bine la piscină sau pe plajă sau unde vreți voi. Plus că eu zic că vă va da de gândit. Mai ales că la un moment dat, pe lângă acest echipaj japonez, mai naufragiază și un echipaj chinezesc. Și atunci se bat cumva cap în cap două
culturi diferite și o să vedeți modurile în care reacționează cele două grupuri diferite la această situație inedită care este naufragiul pe insulă pustie. Da, eu zic că ar fi o lectură bună pentru plajă. O altă carte pe care am citit-o acum mai bine de 10 ani, cred, prin 2013 cred că am citit-o și m-a impresionat. Iar acum o să zic în stilul videoclipului meu anterior. Dacă v-a plăcut ideea de tine, de Robin Lee, The Idea of You, ei bine, există o carte mult mai înaintea ei și anume Pe insulă, de autoarea Tracy Garvis Graves. Este o carte apărută acum câțiva ani la editura Epica și e culmea, vorba tot despre un naufragiu, tot pe o insulă pustie, numai că este și o poveste de dragoste. E un subiect ceva mai ciudățel, în sensul că atunci când cele două persoane naufragiază, profesoară de 30 de ani parcă are și elevul ei de 16 ani, la început de tot e doar relația aceasta între ei, numai că ei petrec mult timp pe această insulă, este un fel de lagună albastră, trec câțiva ani și la un moment dat dinamica dintre ei se schimbă. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la cartea asta, relația lor mi s-a părut a fi descrisă foarte natural, adică trecerea se face totuși natural și nu este acea rămășiță de sindrom Stockholm, adică sunt doar ei doi pe o insulă, ce poate se întâmple. Nu e chiar așa, mai ales că adultul din poveste, adică ea, se străduiește din toate răsputerile ei să păstreze relația asta și bariera dintre ei doi, mai ales că are de-a face cu un adolescent la început, care apoi treptat devine bărbat. Dar mi s-a părut foarte interesantă cartea când am citit-o. Poate nu la fel de profundă și spicy ca ideea de tine, dar mi-a plăcut totuși și v-aș recomanda-o. Pentru o vacanță pe malul mării sau ceva, e perfectă, sincer, este ideal. O altă recomandare, evident, Vara iubirii noastre, de Carly Fortune, despre care v-am vorbit și în videoclipul anterior și despre care o să vă vorbesc atunci când o să fac încheierea lunii iunie a lecturilor, dar până atunci mai este. Însă, na, majoritatea acțiunii se petrece pe malul unui lac în Canada și în timpul verilor, evident, sunt vreo 6 veri la rând când doi adolescenți se împrietenesc, apoi sentimentele lor devin ceva mai mult, e toată tatonarea asta adolescentină dintre ei, iar când sunt adulți, întoarcerea la lac, practic, dinamitează relația lor și îi dă așa un jump start ca să o ia din loc iarăși. Da, lacul mi s-a părut așa ca un fel de personaj în sine în cartea asta și faptul că sunt descrise multe scene în care ei înoată, se tachinează în apă, se stropesc cu apă, nu știu, efectiv e atmosferă de vacanță, de soare, de plajă, de piscină. Și da, v-aș recomanda-o clar. Un titlu de ficțiune literară, Lapte fierbinte, de Deborah Levy. O carte apărută la Litera acum câțiva ani, prin 2017, cred, sau 18, nu mai știu exact. Este o carte a cărei acțiune se petrece pe o plajă în Spania, majoritar, dar este de fapt despre o relație disfuncțională mamă-fică. Am vorbit despre carte într-un clip despre relații mamă-fică în cărți și o să-l las undeva pe sus. Este un clip pe care l-am făcut cu ocazia zilei de 8 martie.
Mie mi-a plăcut mult cartea, deși atmosfera este foarte sufocantă. Felul cum este descrisă căldura din Spania, pe toată durata șederii personajelor acolo, sincer, îți creează așa un sentiment de apăsare și de sufocare. Și pe lângă asta, evident, și relația dintre personaje, care nu e ca pe roze, sub nicio formă. Dar fiind plasată într-o astfel de zonă, cred că dacă vreți ceva, un pic, o lectură un pic mai serioasă, care să vă dea așa de gândit, atunci ar fi o recomandare bună pentru voi, pentru că na, fiecare om are gusturile sale. Unii vor să citească pe plajă ceva mai ușurel, care să nu le pună creierul pe bigudiuri, pe când alte persoane poate vor ceva cu un pic mai multă substanță și atunci cred că lapte fierbinte ar fi o recomandare bună. Și la sfârșit de tot am două titluri, mă rog, ceva, nu sunt chiar young adult pentru că au multe scene picante, dar nu sunt nici complet pentru adulți, e ceva așa între 20 și un pic de ani. Avem Prințesa de Hârtie de Erin Watt. E o întreagă serie, nu-i trilogie, sunt vreo 5 cărți parcă. Eu le-am citit pe primele două și într-adevăr primul mi-a plăcut foarte mult, al doilea mai puțin și de asta nici nu am fost convinsă să continui seria. V-am mai povestit oricum că eu nu sunt genul de cititor care să parcurgă serii întregi, rar mai termin câte o trilogie dacă îmi place foarte mult povestea, altfel nu, pur și simplu nu, nu e stilul meu, dar Prințesa de Hârtie mi-a plăcut foarte mult. Țin minte că au fost câteva scene la care mi-am dat așa ochii peste cap, dar asta pentru că au fost niște chestii legate de comunicarea dintre personaje. Stilul este acela mai din urmă, când nu prea exista comunicare între personaje, se supărau unul pe celălalt, se certau din diverse nimicuri, practic, dar astea sunt giumbuș lucruri ale autoarelor, astfel încât să ducă povestea mai departe și să facă cumva lucrurile să evolueze între personaje. Acum mi se pare că poveștile romance sunt ceva mai dezvoltate și parcă mai sănătoase, dar înainte erau și multe chestii așa micuțe, toxice, dar în ansamblu cartea mi s-a părut foarte distractivă și cel puțin primul volum l-am devorat, așa că da, dacă vreți ceva de genul, de ce nu, dacă n-ați citit-o încă. Și o a doua astfel de carte, dar de data asta cu acțiunea plasată într-un campus universitar, Pactul de L. Kennedy. Asta este o serie de tot așa 4 sau 5 cărți. Eu am citit primele 3 și mi-au plăcut foarte mult, dar apoi n-am mai continuat pentru că fiecare volum are în prim plan un alt cuplu. Nu este o continuare a poveștii din primul volum, sub nicio formă. În fiecare volum este sub lupă un alt cuplu și pot fi citite și separat. Dar, nu știu, mi-a plăcut mult și astea mi s-au părut așa mai neproblematice. Sunt câteva mici chestii, să zicem, unde ai putea să ridici din sprânceană, dar în rest, relațiile din aceste 3 volume mi s-au părut foarte drăgălașe. Nu v-am povestit în Prințesa de Hârtie, este un fel de repovestire modernă a Cenușăresei, pe când aici în Pactul avem o fată care este ea așa, mă rog, considerată tocilară, este foarte bună la învățătură, dar pe plan sentimental și mai ales la experiență în pat stă foarte prost și opus avem un jucător de hockey, parcă de hockey este, oricum sportiv și foarte popular, foarte de gașcă, toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl place, în fine. Iar el riscă să piardă o bursă dacă îi scade nota la nu știu ce materie și atunci cei doi ajung să se cunoască și fac acest pact, de aici și titlul cărții, el să o
antreneze pe ea la chestii mai romanticoase și mai fizice, iar ea să-l mediteze pe el la materia respectivă, astfel încât el să poată lua o notă bună și să obțină bursa. Adică să fie un fel de situație win-win pentru ambele persoane. Dar, v-am zis, indiferent de premiză, care oricum e, da, ca pentru astfel de cărți, poveștile au fost foarte drăguțe și cea mai complexă poveste a fost cea din volumul 3. Așa că, da, ăla a fost și preferatul meu, recunosc, al treilea volum, dar toate sunt drăgălașe și, ca să închei această secțiune a videoclipului, toate aceste titluri mi-evocă ideea asta de citit pe plajă sau pe malul unui lac sau pe un șezlong la piscină, lângă o întindere mare, mare de apă. Cred că ar fi ideal. Acum o să trecem mai departe la un alt tip de vacanță. E vorba de vacanța la munte și înainte de a începe cu recomandările, eu personal, când zic vacanță la munte, mă gândesc la oameni care vor să scape de agitația orașului, caută zone mai liniștite, mai apropiate de natură, unde nu e mult trâmbălău sau multă gălăgie, nu mulți oameni în jur, și tocmai de asta am ales câteva titluri cam în ton cu o astfel de vacanță, mai axată pe relaxare și liniște și aici, dar și în exterior. Primul titlu pe care o să-l recomand este unul despre care am tot vorbit pe canal de când l-am citit, și anume Dragoste și alte cuvinte, de Christina Loren. Dar asta pentru că, bine, e o carte romance, dar asta pentru că acțiunea se petrece jumătate din carte, aproximativ, într-o zonă de munte, parcă, tot așa, cu un lac în apropiere, sau doar munte, doar pădure, nu mai știu exact, o cabană, sunt două familii care au cabane alăturate și stau în pădure și astfel copiii lor se cunosc, o fată cu un băiat, se îndrăgostesc în adolescență, are loc un eveniment, exact ca în Vara iubirii noastre, și ei se nu-și mai vorbesc și pierd legătura unul cu celălalt mulți, mulți ani. După ceva timp se întâlnesc complet aleatoriu și reiau această legătură șubredă, dar niciunul dintre ei nu știe de fapt ce s-a întâmplat în viața celuilalt, de nu au mai continuat să vorbească. Și mă rog, secrete ies la iveală, multă dramă, multă emoție. Mie mi-a plăcut romanul foarte mult pentru genul romance din care face parte. Chiar mi-a plăcut multicel. Și îl văd așa potrivit pentru o lectură undeva la munte, tot într-o căbănuță ceva, pe un scaun acolo, înciripit de păsărele. Iar mai departe am un titlu SF, Un lung drum spre o planetă mică și furioasă, de Becky Chambers. Este o carte tot așa apărută acum câțiva ani, dar ceva complet neașteptat. Este încadrată la SF, dar are și un studiu al personajelor foarte, foarte bine făcut, pentru că este concentrată mai mult pe personaje decât pe acțiune. Într-adevăr, avem un echipaj interstelar format din mai multe specii de ființe sentiente. Arată diferit față de oameni, unele dintre ele, dar toate au inteligență și comunică, evident, comunică între ele, se înțeleg, se nu știu ce. E un echipaj așa, ca un fel de ghiveci, doar că funcționează foarte bine împreună, sunt destul de închegați
și primesc o misiune să se ducă într-un colț al universului, nu știu unde, și să facă nu știu ce, mai țin minte exact, dar mi-a plăcut foarte mult cartea asta, e ceva mai lentă, e un pas mai lent pentru o carte SF, dar mult tare mi-a plăcut, pentru că sunt acolo niște discuții care pot fi pornite de la ce înseamnă a fi inteligent, este și o metaforă la câte rase există pe pământ, câte etnii și așa mai departe, da? Pentru că suntem diferiți, chiar și noi, oameni între oameni, suntem diferiți în funcție de, nu știu, naționalitate, etnie, religie, cultură, etc. Așa și echipajul ăsta și totuși reușește să coabiteze. Foarte drăguță cartea și având acest pas un pic mai lent, o văd pentru o vacanță la munte. Plus că, na, un echipaj care călătorește în cosmos, printre stele și de la munte știm cu toții, mai ales dacă este o zonă mai sălbăticuță, se poate vedea Calea Lactee foarte frumos și m-a dus așa cu gândul la nopțile când poți ieși să ridici privirea și să vezi Calea Lactee în toată gloria ei. Dar nu știu exact în ce zonă de munte se mai poate face chestia asta acum, pentru că peste tot s-a construit și e lumina artificială, dar în fine, înțelegeți voi. Iarăși o carte potrivită pentru munte, Circul Nopții de Erin Morgenstern. Aici avem realism magic și avem un circ magic care apare din senin. Circul este condus de doi magicieni, așa ni se zice că sunt magicieni, dar au ei niște puteri fantastice. Nu sunt doar iluzioniști, ci ceva mai mult e la mijloc acolo. Cei doi au doi copii, parcă, o fată și un băiat, și ajung să își atâțe copiii unul împotriva celuilalt, deși ei se îndrăgostesc în unul de celălalt, dar vor ca ei să lupte astfel încât să vadă cine va câștiga circul, practic, cine va fi noul stăpân al circului. E așa, premiza, recunosc că mi s-a părut foarte șubredă, dar execuția a fost foarte bună. Povestea în sine nu m-a dat pe spate, dar mi-au plăcut foarte mult descrierile. La fel, o carte nu extraordinar de antrenantă, nu e plină de adrenalină sau mai știu eu ce, dar e atmosferică. Atmosfera pe care o creează și imaginile atât de frumoase și ciudățele pe care le creează în mintea cititorului, e, nu știu, e ceva deosebit într-adevăr la cartea asta. Mie nu mi s-a părut chiar wow, cum au fost alți cititori, dar mi-au plăcut imaginile create de autoare. Și da, iarăși ceva potrivit așa pentru munte, o stare mai de visare, liniște, pace. Mai am aici trei cărți despre care am tot vorbit pe canal și doar o să le menționez, atâta tot. Din Cer au căzut trei mere de Narine Abgarian, pentru că acțiunea se petrece într-un sătuc de munte, așa că, na... Pasărea măiastră de Lavinia Călina, pentru că iarăși acțiunea se petrece, deși este un fantasy urban, dar acțiunea se petrece la munte, într-un orășel de munte, și e așa o atmosferă un pic mai sumbră, mi-a adus puțin aminte de Twilight, de Amurg, acele scene așa un pic cu o tentă albăstrie, mai dark, și misterios, așa, o atmosfera misterioasă de munte. Iar ultima carte, Aleasă Dragonului, de Naomi Novik, pentru că, da, e un fantasy, dar mare parte din acțiunea principală a cărții se petrece într-o zonă de pădure. Nu munte neapărat, dar o zonă împădurită și apar foarte multe elemente din natură. Copaci, flori, frunze, vițe și altele. Acum o să trec mai departe la un alt fel de vacanță pe care o puteți avea.
știu că sunt persoane care fac chestii de genul ăsta, și anume un road trip, adică o excursie cu mașina. Stai o noapte într-un loc, pleci mai departe, o noapte în alt loc, pleci mai departe. Adică majoritatea concediului, majoritatea vacanței se petrece pe drum. Și am și aici câteva recomandări. Primul titlu pe care o să-l menționez este unul adresat, într-adevăr, mai mult adolescenților. Marea călătorie a lui Amy și Roger, de Morgan Matson. Chiar este un roman petrecut pe drum, pentru că Amy și Roger ajung să facă un drum foarte lung cu mașina împreună, fiecare cu treaba lui, evident, dar pe parcursul acestei călătorii ajung să se cunoască foarte bine și, evident, să se îndrăgostească. E un roman un pic mai dramatic, de asta zic că poate fi totuși citit și de adulți foarte bine. Știu că mi-aduc aminte că ambele personaje se confruntă cu niște situații mai dificile în viețile lor și e și un, nu bildungsroman neapărat, dar e un roman al căutării identității, al regăsirii de sine, la o vârstă care e destul de fragilă, pentru că și la 20 și un pic de ani sau aproape de 20 de ani e momentul acela când știi că ar trebui să faci ceva cu viața ta, dar nu știi exact ce. Și e așa o perioadă indecisă din viața oamenilor, de obicei. Și mi s-a părut destul de matur romanul, deși e adresat adolescenților, și mi-a plăcut foarte mult la vremea sa. Poate și acum mi-ar plăcea la fel de mult, nu știu, dar eu vi-l recomand, pentru că, da, majoritatea acțiunii se petrece pe drum, în mașină. Are și o carte de non-ficțiune, O viață pe planeta noastră, de David Attenborough. Dacă e road trip, atunci probabil vedeți și multe peisaje naturale, indiferent unde vă duceți, da? Dar vedeți mult din natură și cred că o astfel de carte ar putea fi potrivită, mai ales că nefiind ficțiune, se pot citi pasaje mititele, poate fi întreruptă destul de des și nu e ca și cum pierzi firul narrativ. Plus că David Attenborough chiar oferă multe statistici, fapte, dar într-un mod foarte plăcut cititorului. Și mie mi-a plăcut mult, mult tare cartea pentru că am ascultat-o, dar cred că și pe hârtie ar fi la fel de bună. Mai am două recomandări aici. Iarăși o carte care s-ar încadra la categoria ficțiune literară, dar e micuță. Tocmai de asta, cred că dacă aveți un concediu din asta de câteva zile, sigur terminați de citit cartea asta. Este foarte intensă și nu e genul de carte, deși e micuță, nu e genul de carte care să poată fi citită dintr-o bucată. E destul de apăsătoare. E vorba de Colecționarul, de John Fowles. Te afli în mișcare și în exterior, te oprești undeva, mai vezi ceva, mai faci două poze, iar pleci la drum, iar te mai oprești. Dacă faci ceva în exterior, atunci poate cartea nu te va apăsa atât de tare pe interior și merge citit într-o astfel de excursie. Colecționarul este povestea unui obsedat, practic. E un tip care face o obsesie pentru o tânără fată, o răpește și o ține prizonieră în subsolul casei lui sau ceva de genul. Și este relatată toată interacțiunea dintre ei și felul cum el se străduiește să o convingă pe ea că o iubește la nebunie și că tot ce face este spre binele ei, deși o ține prizonieră. Și este în același timp relatată și transformarea pe care o suferă ea. Și nu prea știi dacă e pe bune sau ea doar se preface, e un fel de sindrom Stockholm. Nu se îndrăgostește neapărat de el, dar parcă începe să fie influențată de ceea ce el îi spune. Și e foarte interesant romanul, e un roman psihologic, din punctul meu de vedere.
foarte tensionat, dar tensionat la nivel psihologic, pentru că așa mare lucru nu prea se întâmplă, dar e așa o tensiune palpabilă pe tot parcursul cărții. Și cred că ar merge citit așa pe drum. Iar ultima carte, pentru cei puțini care au citit-o deja, știu de ce am ales-o pentru secțiunea asta. E vorba de cel mai recent volum al lui Cosmin Leucuța, Privește ultima dată lumea asta plină de minciuni. E o colecție de povestiri, dar de ce am ales-o? Pentru că este acolo o povestire unde un el și o ea pleacă la drum să străbată deșertul. Și se întâmplă chestii foarte ciudate. E una din povestirile mele preferate din volum, pentru că poate fi acțiunea, povestea și personajele pot fi văzute din mai multe unghiuri și te lasă așa un pic un semnal întrebării. Chiar și când termin de citit povestirea, tot rămâne un semn de întrebare acolo, cel puțin așa mi se pare mie, și mi-a plăcut foarte mult, m-a impresionat și tocmai de asta am inclus volumul aici. Plus că e un volum scurt, deși sunt așa mai cu impact emoțional puternic aceste povestiri, pot fi citite exact ca și colecționarul pe drum. Nu când stai într-un loc, ci când ești într-un mediu un pic mai dinamic și nu te poți lăsa afectat atât de tare de ce anume citești în cartea asta. Dar următoarea vacanță e ceva mai lejer. Am ales niște titluri care să se potrivească cu atmosfera. E vorba de city break-uri. Un city break de obicei nu ține mai mult de 3 nopți, 4 nopți și, sincer, toate cărțile astea, ok, poate mai puțin una, toate se petrec într-un anumit oraș și arată foarte mult, transmite cartea respectivă foarte mult din atmosfera orașului. Mai întâi de toate am Cu tine în Paris de Clementine Beauvais, apărută la Epica. Am citit-o acum câteva veri, prin 2019-20, nu mai știu exact. Mi-a plăcut foarte mult. Este tot așa un roman când protagoniștii se întâlnesc în adolescență, se îndrăgostesc în adolescență, apoi are loc ceva, nu știm exact ce, și se rupe firul narațiunii, iar ei se reîntâlnesc când sunt adulți, peste 10 ani parcă, deci diferența e de 10 ani. Și la fel, ies secrete la iveală, cei doi află de ce s-a întâmplat și, mă rog, ajung la un consens. Dar mi-a plăcut foarte mult, unul la mână, dialogul dintre personaje, chiar m-a impresionat pentru o carte, chipurile destinată tinerilor. Sincer, este un roman care poate fi citit foarte bine și de adulți. Nu este puieril, eu nu l-am văzut ca fiind puieril absolut deloc. Iar acțiunea se petrece în Paris, evident, cum zice și titlul, Cu tine în Paris. Da, nu știu, eu n-am vizitat Parisul, așa că nu mă pot pronunța, dar parcă mi-a transmis așa puțin din atmosfera pe care o vezi și în filmele plasate în Paris. Am o carte fantasy, dar, de ce vă recomand? E vorba de Născută din fum și os, de Lainey Taylor, tot așa la Epica apărută. De ce vă recomand? Pentru că acțiunea se petrece în Praga. Deși este un roman fantasy, sunt descrise arhitectura clădirilor foarte mult, din ce pot să-mi aduc eu aminte, atmosfera străzilor pragheze, nu știu, mi-a transmis așa foarte mult, exact din ce am văzut și eu prin poze, prin filmări, vloguri de călătorie, filme cu acțiunea plasată în Praga și chiar mi-a transmis mult, mult din ce am mai văzut eu pe internet și cred că ar merge citită
dacă aveți drum prin Praga. Ar fi foarte fain să mergi pe străzi și să citești ceva în carte și să te uiți la clădire și să ai așa un mic moment de deja vu. Plus că e vorba de evadare maximă, evadare mentală maximă, escapism 100%. Iarăși ceva ce citesc în prezent, pentru că mâine, luni, 1 iulie, este întâlnirea de la Clubul de Carte. Să ne vedem cu bine în Havana, de Chanel Clayton. Așa cum zice și titlul, acțiunea se petrece în Havana. E vorba de o tipă, o tânără jurnalistă, care... a cărei bunică moare, iar bunica ei, deși stabilită în Statele Unite, fusese cumva exilată din Cuba atunci când venise la putere Fidel Castro. Pentru că ea provenea dintr-o familie foarte bogată, iar înainte de Castro fusese președintele Batista, care era un corupt și jumătate, iar, din păcate, familia acestei tipe era în cârdășie cu Batista și evident că își aducea aportul la corupția din țară, că de, știm cu toții cum e, dar când a venit Castro și a avut loc revoluția, ei au trebuit să își ia bulendrele și să plece, pentru că altfel ar fi fost în vizorul regimului și soarta lor ar fi avut mult de suferit. Numai că bunica ei moare după mulți, mulți ani, evident, și are o rugăminte de la această tipă să îi ia cenușa, să se ducă în Havana și să împrăștie cenușa în locul pe care ea l-a iubit cel mai mult. Numai că n-a apucat, nu i-a zis care este acel loc. Iar misiunea acestei tinere jurnaliste este să se ducă acolo, să reia legătura cu puținele persoane care o cunoșteau pe bunica ei și să încerce să descopere care este acel loc și să împrăștie cenușa acolo. Numai că am înțeles că se mai întâmplă și alte lucruri cu această tipă. Acolo cunoaște pe cineva, evident, și are loc și o poveste de dragoste. E o carte ușurică, recunosc, dar din ce am citit până acum, evocă foarte bine atmosfera din Havana și sunt descrise destul de amănunțit clădirile, e ca un fel de faleză acolo pe care oamenii făceau promenadă pe vremuri și aceea e descrisă foarte frumos. Parcă, nu știu, citind cartea am senzația că mă aflu acolo alături de personaje, ceea ce nu pățesc chiar atât de des. Și aici mi se pare că de fapt excelează autoarea. În schimb, povestea e așa și așa, plăcută, dar nu wow. O să vedem până la sfârșit cum e. Că mai am încă două recomandări. Despre o recomandare nu o să zic mare lucru, pentru că toată lumea știe cartea. E vorba de Bastarda Istanbulului, de Elif Shafak. Acțiunea se petrece evident în Istanbul, că de titlul. Și iarăși genul de carte care transmite mult din aromele Istanbulului, cum este atmosfera pe străzi, oamenii care populează Istanbulul, lupta asta dintre vechi și nou, dintre Occident și Orient. Foarte frumoasă a fost cartea din punctul ăsta de vedere, deși temele pe care le abordează sunt ceva mai dificile, mai ales pentru femei, dar atmosfera e foarte plăcută. Nu e o carte pe care să o citești în câteva zile sau, mă rog, poate depinde de ritmul vostru de lectură, dar merită începută într-un city break, mai ales dacă mergeți în Istanbul. E la urmă de tot un peisaj citadin foarte aglomerat, chiar apăsător, dar dacă vă place așa ceva, îndrăgostiți la Seul, de Sang-yong Park. Este o poveste plasată, evident, în Seul, în această metropolă extrem de agitată și cu elemente care par a se bătea cap în cap. E vorba despre un tânăr homosexual care încearcă să își preia înapoi frâiele asupra propriei vieți.
se confruntă și cu boala mamei lui și cu propria lui poală, încearcă să navigheze apele relațiilor homosexuale și, per total, este povestea unui om care încearcă să-și găsească locul în viață și nu adică și în interiorul societății, dar mai ales în interiorul său. Mi se pare că e genul de persoană frământată tot timpul de diverse chestii și parcă până la sfârșitul cărții cumva tumultul ăsta al lui interior se sedimentează. E așa cum vedem un fel de evoluție a lui, de la o persoană foarte agitată în interior la o persoană ceva mai așezată, care își găsește cumva centrul de greutate. Dar, mă repet, pe fundalul unui peisaj urban, o metropolă foarte aglomerată și zgomotoasă și eclectică, plină de tot felul de elemente care par a fi contradictorii, dar cumva funcționează la oaltă, așa cum sunt mai toate metropolele, evident. Ultima categorie... Staycation, exact ce spuneam la început, acel tip de vacanță când poate n-ai finanțele să pleci pe undeva și vrei doar să te odihnești și să citești și să te relaxezi, sau alegi intenționat o astfel de vacanță tocmai ca să te liniștești și să te odihnești. Iar pentru astfel de vacanță, pentru că ești de obicei acasă la tine, ești într-un mediu familiar, poți oricând să te duci să-ți faci o cafea sau un ceai, poți să iei ceva de ronțăit, ești pur și simplu în mediul tău, atunci mă gândesc că poate mintea este ceva mai focusată și te poți concentra la cărți un pic mai... greuțe, să zicem, sau cărți care îți pun așa, te pun pe gânduri. Și aici am ales câteva cărți de ficțiune literară, cu ele o să începem. Eleganța Ariciului, de Muriel Barberi. Este o carte pe care mulți au citit-o deja, dar dacă nu ați apucat încă, vă recomand în tot sufletul meu. Însă nu este o carte neapărat ușoară, eu am citit-o destul de lent, deși mi-a plăcut extraordinar de mult. Sfârșitul, într-adevăr, m-a emoționat până peste poate. Și tocmai de asta cred că trebuie citită într-un mediu familiar, când, mai ales dacă îți toarci așa emoțiile și lacrimile, te poți desfășura. Să nu fii undeva unde sunt mulți oameni străini în jurul tău și trebuie să-ți înfrânezi emoțiile, pentru că nu e sănătos. Dar dacă ești așa la tine acasă, poți să bocești, poți să faci ce vrei, poți să râzi, poți să zâmbești, poți să te manifesti cum vrei tu. Iar asta este o carte care îți stoarce emoții, totuși, diverse tipuri de emoții. Și da, e povestea unei femei la 40 ceva sau 50 ceva de ani, care din exterior poate părea că și-a ratat viața, dar totuși ea este destul de mulțumită cu viața ei, o femeie foarte inteligentă, o cititoare avidă, doar că lucrează pe post de portar, parcă, la un imobil în Franța, și se confruntă așa cu o prejudecată din partea celor care locuiesc acolo, pentru că majoritatea o tratează ca și cum ar fi femeie de serviciu, deși n-are nici înclin, nici în mânecă cu așa ceva, iar ea de fapt este o femeie cultă și foarte citită, foarte inteligentă. Cunoaște un tip, un japonez, se întâmplă acolo niște chestii, în fine, dar e mai mult despre trăirile ei interioare și foarte mult mi-a plăcut cartea și de asta m-a și emoționat. Și se mai întâmplă lucruri, o să vedeți. E un roman destul de stufos, dar merge citit așa mai lent, mai la un pas fără grabă. Iarăși, În noapte, de Haruki Murakami, pentru că sunt povestiri, toate se petrec noaptea, în timpul nopții,
Dar sunt povestiri cu un iz ceva mai melancolic, îndeamnă așa la visare, la, nu știu, meditații asupra vieții și sensul vieții. Mi-au plăcut foarte mult povestirile, dar pentru că au această tentă melancolică și pentru că se petrec în timpul nopții, cred că trebuie citite când ești acasă la tine, sincer. Și nu neapărat pe drum sau într-o vacanță, în ceva. S-ar putea să te bage într-o stare ceva mai neplăcută. Deși nu sunt triste neapărat, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Iarăși o recomandare, dar ăsta ar fi un, nu știu dacă ficțiune literară neapărat, un fel de thriller, dar nici thriller nu este. Fata de hârtie de Guillaume Musso. Fata de hârtie, unde personajul feminin principal din cartea unui autor prinde viață. Autorul o cunoaște, parcă se îndrăgostește de ea și apoi se întâmplă ceva, iar fata îi spune că el trebuie să facă nu știu ce, că dacă nu face acel lucru, ea va muri. Dar cum poate muri un personaj fictiv? Asta e întrebarea. Pentru că ea de fapt există sau nu există? Știți voi? Da, mi s-a părut o carte foarte interesantă, te ține așa cu sufletul la gură până pe la sfârșit. Nu este genul ăla de thriller super dinamic, foarte antrenant și puternic, cu puternic impact emoțional, dar te ține totuși acolo, prins, în mrejele lui până la capăt. Și cred că merită o lectură. Asta dacă nu ați citit-o până acum, evident. Și mai am câteva titluri. Carrie Soto se întoarce, de Taylor Jenkins Reid. Este o poveste despre tenis, revenirea în campionate a unei tenismene care se retrăsese deja din cauza unei accidentări. O femeie foarte puternică, dar îi vedem și vulnerabilitățile și mi s-a părut așa o lectură foarte bună, realistă. În primul și în primul rând realistă, pentru că această Carrie Soto nu este genul acela de personaj care n-are defecte, ea excelează la absolut tot și e genul de femeie perfectă. Nu, are foarte multe defecte și sunt prezentate exact într-un mod foarte realist, dar da, se întâmplă diverse chestii în viața ei și chiar Jenkins Reid este o autoare care reușește să te atragă în povestea vieții unui personaj și să te țină acolo. Dacă ați citit cărți de ea, probabil vă dați seama că cam ăsta e stilul ei. Mi-a plăcut foarte mult și chiar vă recomand. Sanctus, de Simon Toyn, este un thriller religios și dacă v-au plăcut cărțile lui Dan Brown, Sanctus este cam tot pe acolo. E foarte antrenantă, iar povestea pe care Simon Toyn a construit-o în jurul unei idei, super interesantă și mereu cât am citit trilogia, că de fapt eu am citit toată trilogia, am stat și m-am gândit oare chiar e pe bune sau pentru că pare totul foarte real, dar e un ordin călugăresc undeva în Turcia, într-un munte secret, acolo în interiorul muntelui există o mănăstire, o ceva, și există această sectă de călugări care chipurile păzesc versiunea originală a Bibliei. Este prima versiune a Bibliei scrisă vreodată. Și mai sunt câteva secrete pe care acești călugări le păzesc acolo, iar în această citadelă, că ei așa îi spun, pătrunde o tânără jurnalistă care începe să meargă pe firul secretului păzit de călugări. Și există și un detectiv, un tip turc care începe să investigheze moartea suspectă a unui călugăr și de acolo se încheagă o întreagă poveste foarte interesantă, toată seria, toată trilogia.
și dacă mai găsiți pe undeva volumele, chiar vi le recomand. Pentru stat acasă și dacă stai acasă, vrei să evadezi măcar mental undeva, atunci Sanctus e lectura perfectă. Un roman drăgălaș, pentru că am vrut să îl includ aici. Nu știu cât de bine s-ar potrivi pentru staycation, dar îmi place cartea și o recomand cu fiecare ocazie pe care o prind. E vorba de Mai tare ca în filme, de Lynn Painter, un roman pentru adolescenți, dar e o poveste foarte drăgălașă, fără a fi neapărat puierilă. Pentru că sunt și câteva teme un pic mai dificile tratate acolo, dar povestea dintre cei doi adolescenți e foarte drăgălașă, mi-a plăcut foarte mult și e genul ăla de small town romance, o poveste de dragoste dintr-un orășel din Statele Unite, și pentru că nu se petrece acțiunea pe drum sau într-o locație mai exotică sau știu eu ce, cred că ar merge citit atunci când și tu faci o vacanță la tine acasă, nu pleci nicăieri. E ceva așa care te bine dispune, te bagă într-o dispoziție din asta drăgălașă și fluffy. Spuneți-mi ce recomandări ați avea voi pentru aceste mari tipuri de vacanțe sau ce anume vă place vouă să citiți atunci când plecați în vacanță, pentru că v-am zis, fiecare cititor are stilul său și e absolut normal. Eu am vrut să aleg câteva cărți un pic mai ușurele, fără subiecte greu de digerat. Dar dacă voi aveți altfel de cărți pe care le citiți în vacanțe, chiar vă rog să mi le recomandați în secțiunea de comentarii. Și data viitoare o să ne vedem cu rezumatul lecturilor pe iunie. Nu am făcut astăzi pentru că vreau să termin Să ne vedem cu bine în Havana și vreau să o includ acolo la rezumat. Așa că, da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Spuneți-mi în comentarii alegerile voastre și să aveți o săptămână, sper eu, cât mai răcoroasă, deși termometrul ne contrazice, dar asta e. Aveți grijă de voi, hidratați-vă foarte bine, încercați să stați în spații cât mai răcoroase și să citiți ceva plăcut, evident, ca pentru sufletelul vostru. Până data viitoare, să aveți o săptămână bună. Eu v-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!